Continuăm cu imagini inedite cu îndrăgita cântăreață Marina Voica la un an și jumătate după operația pe cor deschis care i-a dat o nouă viață. Are 86 de ani, conduce, cântă și dansează ca în vremurile bune. Bună ziua, bună ziua! Ce bine îmi pare să vă văd! Primiți colindătorii! Ce surpriză! Ce faceți? La mulți ani, să fiți sănătoasă! Pentru masa de sărbători, să vă împodobească acum casa de sărbători și să vă aduc aminte de noi. Mulțumesc frumos, Mihaela! Mă bucur mult să vă văd, vă îmbrățișez! Ce faceți? Mergem să luăm un brăduț sau ați luat deja? Nu! Așa! Vrei să mergi cu mine? Mergem, da! Să vedem brăduții! Să brăduțul! Mi-a luat și carnetul. Aoleu, sunteți vitezomană sau de da. Ce? Nu, dar a fost așa... Nu mai mergea o viteză, numai în viteză 3 trebuia să pornesc. Și atunci, ca să nu mă opresc, am trecut acolo unde nu trebuia să trec. Am înțeles. Și imediat, dar mi-au dat cu scuze. Cu scuze, că m-au recunoscut, ce drăguț! Nu, m-au recunoscut și atunci m-au dat forma... Înapoi, ca să îmi scuze. E departe? Imediat, nu. Bună ziua! Mai bună aveți brazi? Da. E clienta dumneavoastră aici? Mamă, dar ce prețuri a făcut deja. Cristi, asta Cristi, care fiecare an mă cumpăr braț. Ce frumos! Alege cel mai frumos braț, eu cumpăr. Și mă duc ție liniștit acasă și pe urmă dânsul mă aduce mie. Ce frumos! Cum a mers vânzarea la brazi anul ăsta? Mai cumpără oamenii? Le-am dat ieftin, dacă și cu doamna 80-70, deci n-am luat din ele foarte mult. Am luat din ăștia câțiva pentru oameni care sunt mai pretențioși. Dar cartofii, cum îi dați? 2,50 lei? 2,50 lei. Sunt cartofi de frâșma. Da, frumoși, frumoși cartofi. Foarte gustoși, haideți că iau și eu un sac de cartofi. Cât ținem asta? Da. Te rog, da? Asta e frumos. Foarte frumos, rotund totul. Și îl puneți acolo la intrare? Cu ce îl împodobiți? Aveți de anii trecuți sau schimbați în fiecare an? Nu, aceeași jucărie. Același podoabe. Da. A fost vreun an în care n-ați avut brad? Nu. Fiecare an, de când m-am născut. Cristi, dar e asta tânăr. Se pricepe, doamna. Eu îl gust, știi? Gustați bradul? Asta n-am mai auzit. E bun? Da, are zeabă. Are seabă, știi, în ea. Я про что да что такое, он про то да про другое. И от слов простых, как ваши, нет покоя глазам нашим. И они сказать попроще говорят. Dacă s-ar împlini acum o magie, ce v-ați dori cel mai mult? Care e cea mai mare dorință a dumneavoastră? Magie. Să știi că eu cred în magie și cred în... Tot timpul mi se pare că trebuie să se întâmple o minune. Așa că
Eu cred, sunt convinsă că fiecare, mai ales înainte de astfel de sărbători, cum este Crăciunul, și fiindcă vine și anul care se schimbă, cifră, fiecare visează la cât o minune. La cât o minune. Și chiar dacă nu minune, ceva real. Dar de ce să nu visăm și la o minune? Și asta doresc să împlinească tuturor. Cât o minune, mică sau mare.